De ce, mami, că m-ai lăsat singură pe lume? De ce, mama, nu te-ai gândit și la noi nicio clipă? De ce, copilul meu, de ce? De ce, sufletul meu, nu vrei să-mi răspunzi? În fiecare an, în Joia Mare, când nici nu s-a crăpat bine de ziua, în fiecare gospodărie din satul Doljan, Salcia, oamenii aprind focuri cu boji. Tanti Lenuța are aproape 70 de ani și de când se știe a respectat această tradiție. Nu își aduce aminte de unde izvorăște acest obicei, însă spune că așa a pomenit din moș strămoș, să încălzească morții în Joia Mare. Ne gândim că ori veni și ei și s-o răcălză. De când pomeniți obiceiul ăsta? De când mă știu, mamă. De când eram copil. De îndată ce flăcările se sting, cu legături de boș și tămâie, oamenii pornesc către cimitirul satului situat pe un deal. Aici, lângă fiecare mormânt, sunt aprinse focuri. Femeile încep să bocească și să-i roage pe cei dispăruți dintre noi să se mai întoarcă măcar o dată pe această lume. Nu ne-ai putea, mamule! Lăsăm orice bolnave, venim aici ca astăzi se deschide cerul și ne văd morți astăzi. Focurile pentru ce le faceți? Tot pentru ei să se încălzească. Facem cruce și să încălzesc și ei auzi astăzi. Aici veneam de când eram copil și așa o să vin tot timpul. Pentru părinții mei și pentru bunici, pentru toți care sunt morți. Baston în băț și tot urci. Urc. Aici e nădejdea mea. Aici mi-a fost nădejdea. Că am avut frați mulți. Și am fost un neam. Și am suit că așa m-am pomenit și cu mama mea venea, cu mama când veneam. Este un obicei cu valențe precreștine, însă foarte bine împământenit pe această cultură creștină ortodoxă. Se spune că spiritele celor răposați vin în această perioadă în locurile natale și poposesc alături de familie până la Rusalii. Salcia este singurul dintre satele Olteniei în care obiceiul încălzirii morților se păstrează an de an.